Cred că este potrivit să mai salutăm încă o dată prezența Domnului în mijlocul nostru, prin cuvintele scrise în Psalmul 70, versetul 4. Toți cei ce te caută să se veselească, să se bucure în tine, toți cei ce iubesc mântuirea ta, să zică fără încetare, preamărit să fie Dumnezeu. Amin. Și dacă e vorba de fără încetare, scrie pe aceeași pagină, în 71:8, să mi se umple gura de laudele tale și în fiecare zi să te slăvească. Amin. Iar pentru dumneavoastră, un alt cuvânt de salut, de binecuvântare, așa cum este scris în Psalmul 129, versetul 7, dacă tot e slujbă de binecuvântare, binecuvântarea Domnului să fie peste voi. Amin. Vă binecuvântăm în numele Domnului. Amin. Mă simt dator încă de la început să vă mulțumesc. Știu că în perioada asta v-ați rugat pentru noi ca familie. Dumnezeu să vă răsplătească. Amin. Și dacă vă veți mai ruga, vă mulțumesc încă de pe acum. Amin. Dragii mei, aș vrea să privim în Sfintele Scripturi, luând ca model în prim plan o familie, cea a patriarhului Iacov, pentru a vedea implicarea lui Dumnezeu în viața de familie. În momentul în care era gata să plece în Mesopotamia, tatăl său Isaac i-a spus următoarele cuvinte, Genesa 28, versetele 3 și 4. Și vă rog să vă amintiți și să observați că sunt aici trei aspecte care au fost puse de Dumnezeu la început lui Adam ca binecuvântare pentru familie și au fost reînnoite lui Noi după potop tot ca binecuvântare pentru familie. Dumnezeu cel Atotputernic să te binecuvinteze, să facă să crești, să te înmulțești, să-ți dea binecuvântarea lui Avram ție și seminței tale ca să stăpânești țara în care locuiești ca străin și pe care a dat-o lui Avram. Ce credeți dumneavoastră? Dumnezeu încă are în plan să binecuvinteze familiile noastre? Amin. Este scris în aceeași carte, Genesa, capitolul 12, cuvinte adresate de Dumnezeu bunicului său Avram, citesc de la versetul 3. Toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Asta înseamnă că ce a vrut Dumnezeu pentru ei, poate să fie și pentru noi. Pentru ca Avram să fie tatăl multora. Așadar, fie binecuvântarea Domnului peste familiile dumneavoastră. Amin. Să luăm câteva domenii de implicare a Domnului în familie. Deschideți, vă rog, dacă doriți, dacă aveți scripturi. Genesa 28, pleacă Iacov să se căsătorească. Poate și unii dintre dumneavoastră, când au venit în Germania, nu erau căsătoriți sau în altă țară a Europei. Dumnezeu știa pe unde este acest bărbat. Și știți, a apărut în vis acea, verse 12, o scară, îngerul lui Dumnezeu navetau pe ea, dar n-a lăsat Dumnezeu numai pe îngeri să-și facă misiunea. I s-a adresat el. Versetul 13. S-a prezentat. Eu sunt Domnul Dumnezeul tatălui tău. Era vorba de bunicul, de fapt. Dumnezeul lui Isaac, tatăl. Versetul 15. Iată, eu sunt cu tine. Te voi păzi pretutindeni pe unde vei merge, nu te voi părăsi până nu voi împlini ce-ți spun. Și Iacov a reținut asta și spune el dimineața, în versetul 20, când a făcut o jurință, a zis, dacă va fi Dumnezeu cu mine și mă va păzi în călătoria pe care o fac, și nu uitați, el plecase în călătorie să se însoare. Acum să ne întrebăm, când ne-am însurat, am făcut-o cu Dumnezeu sau fără Dumnezeu? A fost cu noi sau n-a fost? Sau ne-am dus singura pe ții? Și pentru cei care încă nu sunteți căsătoriți, rugați pe Dumnezeu să vină cu voi când porniți la drumul acesta. Amin. Ca să aveți binecuvântare. Că binecuvântarea începe nu cu copiii, cu nevasta, cu soțul. Da? Dumnezeu se implică în această lucrare. Acum vreo 2 săptămâni eram plecat și am visat într-o noapte că se închega o nouă căsătorie a unuia dintre băieții mei, eram ca la logodnă și spuneam ce frumos a lucrat Dumnezeu. Și am sunat acasă să le spun ce am visat, se zice unul dintre băieți pe care l-am visat, zice, tata, eu azi noapte m-am rugat vreo 2 ore să mă căsătoresc. Zice, va să zic, în timp ce tu te rugai, eu visam. Și Iacov, cu siguranță, că s-a rugat și Dumnezeu i-a dat un vis și i-a zis, vin cu tine. Mulțumim Domnului că ne ajută în căsătorii. Ma noi ne-am căsătorit, dar noi ca părinți avem griji poate mai multe decât copiii noștri să-i ajute Domnul și pe ei când se vor căsători. Mai cu seamă acum când în Europa noastră atâtea căsătorii falimentează, cât de dorit este să ne vină Dumnezeu în ajutor. Se implică în lucrarea aceasta. Avem dovezi, avem încredere în Dumnezeu, numele Lui să fie slăvit. Țin să fac precizarea că dacă vrei să o faci de unul singur, te și las. Ce, nu l-a lăsat Dumnezeu pe frate să o păie sau să se însoare cum vrea? Încă de mai multe ori, nu? Dar, în urmă, viața de familie a fost cu sau fără Dumnezeu. Și diferența e, puțin spus, totală, e eternă. Apoi, odată ce ne căsătorim, cum spune Scriptura? Și în Vechiul Testament, și în Noul Testament. Să se mărite și să aibă copii. Vreau să observăm implicarea lui Dumnezeu în această a doua etapă. Citesc din capitolul 29, tot în viața lui Iacov și 31. Domnul a văzut că Lea nu era iubită și, ce discutăm noi acum, acest punct, a făcut-o să aibă copii. Sora ei, Rahela, n-avea copii. Și ea a crezut, scrie în 31, că soțul-i de vină, că vrea să nască așa cum era atunci poligamie, deși rețineți, Iacov nu și-a dorit poligamie, dar socrosul l-a băgat pe gât. Și Dumnezeu, chiar și în situația aceea complicată, tot s-a implicat. Și zice Rahela, dă-mi copii ori mor. Nu vreau să fiu numai nevastă, vreau să fiu și mamă. Și Iacov a zis, sunt eu oare în locul lui Dumnezeu? La dumneavoastră acasă, când e vorba de născut copii, are și Dumnezeu vreun loc? Sau? Că așa cred unii, că Dumnezeu nu intră în dormitor. E bun de intra numai în bucătărie, să ne umplă, nu? Dumnezeu se implică și în acest domeniu. Da? Cum vă voi mai citi câteva versete. Scrie în 30:17, Dumnezeu a ascultat pe Lea care a rămas însărcinat. Deci 22, Domnul și-a aminte de Rahel, a ascultat-o și a făcut-o să aibă copii. Și după asemenea experiențe, zice Iacov când îl întreabă fratele său, cine sunt aceștia, 33:5, sunt copiii pe care i-a dat Dumnezeu robului tău. La fel răspunde fiul său Iosif mai târziu, mențiune aflată în Genesa 48. La fel s-a întâmplat și cu alte familii, de exemplu scrie în cartea 1 Samuel, capitolul 2, după ce scrie mai întâi în capitolul 1 că Domnul a făcut-o pe Ana sănătoasă să nască și până aici totul ar fi simplu, nu? A fost sterilă, Domnul i-a reglat organismul și de acum putea să nască. Câți? Am spune noi, câți vor ei? Mai că ascultați-mă ce scrie în 2:21, când a cercetat Domnul pe Ana, ea a născut, a rămas însărcinată și a născut 3 fii și 2 fiice. Apoi, după părerea unora, era suficient să cerceteze numai Elcana. Dar de ce scrie că a cercetat-o și Domnul? Că Dumnezeu este implicat. Și la dumneavoastră sau numai la astea 2 familii de care am citit eu? Lăsați-L pe Dumnezeu să se implice. Că El, care a făcut de la început parte bărbătească și parte femeiască, în toată istoria și în toate națiunile împrăștiate la turnul Babel, a avut de grijă să se nască 50% băieți, 50% fete. Nu se vede și în asta că Dumnezeu se implică. Chinezii, din vremea comunismului acum, au dat o lege, la oraș și dacă aveai mai mult de un copil, era cota de impozitare mai mare. Și le-a pus la familii, la dispoziție ecografe și potrivit culturilor, preferau băiat, nu fată. Și au fost nevoiți să schimbe legea că nu mai aveau băieți cu cine să se însoare. Că Dumnezeu știe cum să le facă pe toate. Se implică ca număr, se implică așa ca și gen, ca sex, se implică în toate privințe. Dacă îl lăsăm, că repet, iarăși putem să nu-l lăsăm. E drept că Dumnezeu poate trece peste noi, dar Dumnezeu dă și libertate omului. Exemplele ar putea să continue. Hai să vă citesc numai ceva din Noul Testament în privința aceasta. Spune Scriptura, citesc din 1 Timotei, capitolul 5, versetul 8. Dacă nu poartă grijă cineva de ai lui și mai ales de cei din casa lui, ai lui pot fi rudenile, cei din casa lui, nevasta și copii. S-a lepădat de credință și este mai rău decât un necredincios. Vă întreb direct, referitor la copii, avem grijă și de nevastă. De când, adică din ce moment trebuie să ai grijă de un copil ca să nu te lepezi de credință? Numai după ce îl naști sau și înainte de a-l naște? Dar de când dinainte? De când te însori și de când te măriți. Pentru că altfel, dacă îmi spui că numai din momentul conceperii, te întreb ce șmecherii vrei să faci când e vorba de concepere. Care te fac responsabil sau ca unul care acționezi pe cont propriu. Scriptura spune foarte clar, Avram a născut, Isaac a născut, cum adică bărbatul naște sau femeia? Păi fizic, îl poartă soția în pântece și îl naște. Dar de unde pleacă viața? La bărbat. Ei, numai cam de acolo să aveți grijă. Și atunci e grija până în capăt. Cu alte cuvinte, lăsați-l pe Dumnezeu să se implice. La unii va da mai mulți copii, la alții mai puțini. Rugați-vă Domnului să vă dea putere să înțelegeți voia Lui. Eu ne temă căsătorii, n-am crezut în ceea ce vă predic acum. Dar m-am pocăit. Și în ziua anunții m-am pocăit cu câteva luni înainte de nuntă, să fiu clar. Și în ziua anunții păstorul s-a rugat și a zis, Doamne, dacă în familia asta vrei să dai copii, fă să înțeleagă voia Ta și în privința aceasta. Și mulțumim Domnului, putem dormi liniștiți că nu ne mustră conștiința. Cum știți, ne-a dat Dumnezeu o fiică și 7 băieți. Amin. Trec mai departe la un alt domeniu. După ce Iacov s-a căsătorit și au început să vină copiii și au venit așa des, fersetul și copilul. Și a pus Iacov următoarea întrebare. Genesa 30, versetul 30. Acum când am să muncesc și pentru casa mea? Se implică Dumnezeu în problemele economice? Amin. Atunci aveau turme, oi și Iacov avea un patron, deși era vorba de socrul lui care tare era lacom. Și vă rog să ascultați cât de puternic se implică Dumnezeu și în asta. Genesa 31, citesc de la versetul 11. Și Îngerul lui Dumnezeu mi-a zis în vis, Iacove, ridică ochii și privește. Și arată țapi, berbeci, oi, capre. Și Îngerul îi spune, vorbea cu mandat direct de la Dumnezeu, pe probleme economice. Versul 13. Eu sunt Dumnezeu din Betel. Și astfel s-a constatat 30 cu 43, au zis ceilalți, omul acesta s-a îmbogățit. Da, căci Dumnezeu l-a binecuvântat. Și s-a implicat Dumnezeu în înmulțirea animalelor, că să fie cu alb sau să fie pestrițe. Dumnezeu e implicat, dragii mei, și la păsările din pădure, dar la animalele din gospodăria noastră. Că toate acestea depind de Dumnezeu. Amin. Numele Lui să fie slăvit. Amin. Dumneavoastră aveți temeri? Am auzit eu pe un biet predicator, a zis, nu se implică Dumnezeu la nașterea copilor, că dacă se implică ar trebui să le dea mai mulți la care-s bogați. Dar Dumnezeu poate întâi să le dea și apoi să le dea și avere, nu? Amin. Sau poate unul bogat să spună, acum pot naște, deși nu cred bogați așa, și să se răcească peste noapte, că bogăția e cu aripi, și să zboare de acolo. Dragii mei, încrederea nu este în puterea noastră financiară la un moment dat, ci în Dumnezeu care e stăpân peste toate. Amin. Dacă i-a dat o familie mare, Dumnezeu i-a dat copii. Îmi place când citesc în cartea Iov, capitolul 1, eu sunt contabil de profesie, acolo la 10 copii este un număr foarte exact cu animalele. Adică nu e deloc complicat, nu dădea cu zecimale când se împartă Iov averea. Câți copii, animale, cifră rotundă, să le împartă, să le ajungă la toți. Că Dumnezeu știe să binecuvinteze și se implică în toate. De altfel, Iacov avea experiență, scrie în Genesa 26, încă din familia părinților săi. Citesc de la versetul 3. Locuiește ca străin în țara aceasta, cum sunteți și dumneavoastră. Eu voi fi cu tine, te voi binecuvânta. Și scrie întorc pagina, în versetul 12, Isaac a făcut semănături în țara aceea, a strâns rod însutit, căci Domnul l-a binecuvântat. Astfel omul acesta s-a îmbogățit și a mers îmbogățit din ce în ce mai mult până a ajuns foarte bogat. Toate astea sunt în mâna lui Dumnezeu. Poate va spune cineva, dar eu știu și familii sărace, cu copii. Dar știți și care au murit de foame cumva? Mi-este proaspăt în minte și vă redau o întâmplare. S-a petrecut în urmă cu aproape 20 de ani. Niște frați dintr-o localitate în județul Suceava s-au hotărât să ducă un faiton plin cu alimente, era în prag de iarnă, la săraci. Au adunat și bani și un frate slujitor și proroc a zis, Domnul mi-a spus să urcăm în căruță, 2 sau 3 bărbați câți au fost, și să mergem până unde se opresc caii. Altul a zis, ce misiune e asta? Și-au mers vreo 4 sate. Se făcuse noapte și-au oprit caii într-un sat, în dreptul unei case, părea mai modestă, luminile stinse, întuneric, și fratele a zis, aici descărcăm tot. Pe o pătură mare, puneți tot, băgați și bani de sub, și unul s-a ispitit. Cum adică îl lăsăm așa? Noi dăm, descărcăm din căruță, vine altul, le încarcă în căruță și unde vrea. Ce-i asta? Și a zis, nu, până aici a fost mandatul nostru. De aici e treaba lui Dumnezeu. S-au întors înapoi și au trecut 18 ani. Și odată stând așa la masă, după o slujbă, unuia vine în minte și începe să povestească. Rămânseseră morfani 13 copii. Era în prag de iarnă și a zis, mama, măi, copii, să ne rugăm că-i cămara goală. Și într-o dimineață, când ne-am trezit, o zis, mama, veniți afară! Zice, eu cu fratele meu eram mai mari și am cărat vreo 2 ore și am umplut cămara și am găsit și bani. Și a zis, mama, băieți, pe iarna asta suntem asigurați. Știți la cine povestea? La ăla din căruță care a fost ispitit. Cum le lăsăm noi aici? Da. Dumnezeul nostru e mare. Și a ne îndoi că nu avea. Ce-a zis Domnul Iisus? Nu vă îngrijorați zicând ce vom mânca, ce vom bea, cu ce ne vom îmbrăca. Și-a zis, uitați-vă la păsări, uitați-vă la floră de pe câmp. Și ce mai este acolo? Puțin credincioșilor. Dumnezeu ne dă cu plăcere și veșnicia. Și o să ne poarte de grijă și aici. Numele Lui să fie slăvit. Așa că sub acest aspect, vă rog frumos, nici pentru azi, nici pentru mâine, nu vă faceți probleme. Dumnezeu e la fel de proprietar ca întotdeauna. La fel de aproape ca și atunci numele Lui să fie slăvit. Deci Dumnezeu se implică în căsătorie, încă de la început. Se implică dacă îl lăsăm în procesul nașterii copiilor. Un copil nu este doar așa să avem noi moștenitor. Un copil înseamnă un chip al lui Dumnezeu. Înseamnă o ființă destinată pentru eternitate. Dumnezeu ne-a angajat doar în procesul creației, că altfel putea să descurce singur, să-i facă pe toți odată, ca pe îngeri, nu? Dar a vrut să fim și noi coparticipanți. Apoi Dumnezeu e drept muncind, cum spunem Psalmul 28. Fericii oricine se teme de Domnul și umblă pe căile Lui, versetul 2, atunci te bucuri de lucrul mâinilor tale. Dumnezeu nu favorizează șmecheriile, lucruri de nimic sau lenea. Dar când muncești, Dumnezeu te binecuvintează. Chiar dacă alții vor încerca să te înșele așa, ca la Laban, pe Iacov, Dumnezeu tot se descurcă și te scoate la capăt. Are toată puterea, dar uneori așa ne trece ca să vadă dacă ne încredem în El sau ne bizuim pe oameni sau pe puterile noastre. Să vă dau un exemplu tot în privința aceasta, scrie în Cartea a doua Împăraților, capitolul 8, după ce în capitolul 4 scrie despre o familie care a primit pe un om al lui Dumnezeu, familia aceea din Sunem. 8:1, Elesia a zis femeia care fiul înviase, scoală-te și du-te tu și casa ta locuiește pentru o vreme unde vei putea, căci Domnul va trimite o foamete de 7 ani peste țară și foametea a și început. A plecat, acolo a trăit 7 ani, cine știe pe câți ani, unii trebuie să vă întoarceți în țară, și pe când se întorcea să meargă la împărat, să-și ceară drepturile, să fie reîmproprietărită, interesant. Împăratul vorbea cu slujitorul lui Elisei și, deși nu era un împărat evlavios, a avut atunci interes să afle ce minune a mai făcut Dumnezeu prin Elisei. Și acestui slujitor i-a venit o idee care a făcut o istorioară, o lucrare ce a făcut Dumnezeu într-o familie. Spune, a înviat un copil. Vă dați seama, să auziți așa o relatare despre o înviere din morți, nu? Și nu știu în ce moment a istorisirii era și nu mai apare femeia. Asta-i, ăsta-i copilul. Împăratul a zis, lasă-mi povestească ea, că ea știe. Ea a fost și s-a dus la Elisei și a venit înapoi. Da, dragii mei. Și ce a zis împăratul după aceea? Ascultați și vă citesc versetul 6, partea a doua. Vezi să se dea înapoi tot ce este a femeii acesteia, cu toate veniturile din ziua în care a părăsit țara până acum. Iată cum lucrează Dumnezeu. Prin nu știu cine, prin împărat, prin cine vrea, poate să lucreze. Are toată puterea în cer și pe pământ. Trec la un alt domeniu. Cum știți și am amintit în parte, citesc din Genesa 31, îi spune Dumnezeu lui Iacov, versetul 3, întoarce-te în țara părinților tăi, în locul tău de naștere. Și din nou același har. Și eu voi fi cu tine. Vine Dumnezeu cu tine în Germania, merge înapoi cu tine în România sau în altă țară. Întrebare. Pentru bărbați, că aici la Iacov i-a vorbit. Dacă v-ar spune Dumnezeu să vă întoarceți sau să vă duceți, ascultați? Îi trebuie să discuți cu nevasta, nu? Așa a făcut și Iacov. Poți să pleci așa fără, nu? Când a plecat acolo era singur, dar acum mai cu nevastă, cu copii, trebuie să fie un acord comun. Le-a vorbit și pentru că lucrarea venea de la Dumnezeu. Ele au acceptat, știți cum ar veni asta? Să vin în Germania, să te căsătorești cu o săsoaică sau o nemțoaică, să o lămurești să meargă apoi în România, că le nu erau din țara aceea. Dar dacă a venit de la Dumnezeu și asta au acceptat. Și s-au dus. Să nu faceți astfel de mutări fără Dumnezeu. Scrie în Iacov, capitolul 4. Citesc de la versetul 13. Ascultați acum voi care ziceți, astăzi sau mâine ne vom duce în cutare cetate, vom sta acolo un an, vom face negustorie și vom câștiga. Nu știți ce aduce ziua de mâine. Versetul 15. Voi ar trebui să ziceți, dacă va vrea Domnul, vom trăi și vom face. Să nu vă făliți cu lăudărășiile voastre. Lăsați pe Dumnezeu să vă călăuzească viața și în ce privește deplasările, unde veți locui, ce veți face, că Dumnezeu știe mai bine decât noi. Noi ne pregăteam de nuntă acum 32 de ani și ne-am gândit unde să locuim. Ce ne-a venit nou atunci? Aveam variante, la părinții ei, la părinții mei, în orașul reședinței de județ unde locuia o sora soției, în orașul dintre comunile noastre. Și am tras la sorți. Am mai adăugat încă un oraș de lângă. Și a ieșit unul din acele două orașe din zonă. Și se apropia nunta, era săptămâna dinaintea nunții. Și vine un unchi al mamei soției și întreabă, unde o să stea familia aceasta? Zice, deodată la noi sau la ei au loc. Și el zice, am eu o locuință și-o zis orașul ne-o căzut nouă la sorți. Nu vor să meargă acolo, e o chirie foarte mică. Ba da, ne duce. Și ne-am dus. Și acolo am stat până s-au născut 3 copii și a trecut un proroc prin casa noastră și a zis, ascultă familie, Domnul vrea să vă mutați de aici. Și ne-am dus într-un alt loc mai bun. Și apoi a venit vremea când tot sub călăuzirea Domnului ne-am mutat la Arad. Dumnezeu a repartizat oamenii pe pământ și fericii de aceia care ascultă de El. Amin. Bine să ascult și când e vorba de serviciu. Povestea un frate că atunci când a vrut să meargă la liceu, a mers la liceul CFR. Și avea de ales între liceul CFR la Arad, liceul CFR la Timișoara. Și s-a rugat, nu știu cum Domnul i-a vorbit, și a zis CFR Timișoara. Și le-a zis, dați mai aproape de Arad, doar tot liceu CFR, mă duc la Arad. Dar cum era pe vremea comunistă, de la Arad i-a dat o anumită repartiție. De la Timișoara ar fi primit altă repartiție. Și cu ani trecând s-a gândit el, de ce mi-a zis Dumnezeu să fac liceul la Timișoara și nu la Arad? Doar tot liceul, tot ce fericit am ieșit. Și a aflat numai după vreo 25 de ani. Cei de la regional, de la Timișoara, au ieșit cu 10 ani la pensie mai repede. Și a făcut 10 ani în plus de serviciu că n-a ascultat să facă liceul la Timișoara. Ar fi ieșit cu 10 ani mai repede la pensie. Dragii mei, cu Dumnezeu nu ne înșelăm niciodată. Degeaba credem noi că e mai bine pe aici. Dacă Dumnezeu spune pe dincoace, du-te într-acolo. Dumnezeu să vă ajute. Amin. Un alt domeniu. Am spune până aici toate bune. Binecuvântați, copii, sănătoși, călăuzire. Dar în viața de familie apar și probleme, le numim noi acum. Și când se plece, socrul s-a supărat și că n-ar fi fost împărțeala dreaptă, cu oile, cu caprele. Și a angajat rudenii, știu eu, oameni din zona aceea, și după Iacov, să-l ajungă. Și putea să-l ajungă, avea soldați de trupă, ăsta era cu turmele, cu femeile. Și scrie în 31:24, când a fost lângă, Dumnezeu s-a arătat noaptea în visul lui Laban. Și ăsta nu era tare pocăit. Să zici că Dumnezeu îi vorbea așa toată ziua prin vis. Și i-a zis, ferește-te să spui o vorbă rea lui Iacov. Laban a ajuns pe Iacov. Păi ce ai făcut? M-ai înșelat, ai fugit în ascuns. Versul 29. Mâna mea este destul de tare să-ți fac rău. Dar Dumnezeu tatălui vostru noaptea trecută mi-a zis, ferește-te să spui o vorbă rea lui Iacov. În ultima noapte, înainte se întâmpla ceva. Dumnezeu și-a întins mâna și-a spus, fii atent și cum vorbești. Da, și dacă ar fi să vină persecuție, nu moare numai care e scris pe listă și la care îi dă Dumnezeu harul acesta. Orice ar vrea să ne facă nouă oamenii, nu pot dacă în familiile noastre este implicat Dumnezeu. Să nu-l lași să plece de acasă de la tine. În America, după accidentul acela de World Trade Center, au zis, unde-i Dumnezeu? S-au prăbușit blocurile. Cineva a zis, voi l-ați scos pe Dumnezeu și din școală și de peste tot și el e gentil, s-a retras. Și ăștia au bombardat. Dacă era Dumnezeu aici, era altfel. Cum au zis Marta și Maria? Dacă erai aici, nu murea fratele nostru. Domnul s-a întârziat ca să facă o lucrare mai frumoasă. Vreți să se implice Dumnezeu în problemele dumneavoastră? Când apar boli, cum este și acum cazul nostru. Ce important este să nu fim singuri, să-ți vorbească Dumnezeu, să te ocrotească, să te ajute să înțelegi, să-ți vină în ajutor într-un fel sau altul. Spunea un frate din America, a avut un accident într-o intersecție, cineva a intrat pe roșu, el nevinovat, polițiștii au fost mexicani ca și respectivul și a ajuns în instanță, inclusiv polițiștii au depus mărturie mincinoasă și pentru că unul dintre copiii lui a intrat în comă, el de acum risca să facă închisoare pe nedrept. Ce a încercat? Am căutat să angajeze un avocat bun, am mutat procesul la un alt judecător și s-a zis, nu prea avem ce să facem în condițiile astea. Și s-au rugat, au postit și dă Domnul un gând acestui frate într-o zi în instanță, zice judecătorului, știu că n-au drept copiii să depună mărturie, dar fetița noastră de 12 ani a fost singura din mașină care n-a fost accidentată și a fost lucidă pe tot parcursul accidentului. N-ați vrea să o ascultați și pe ea? Și judecătorul zice, așa ca o lectură, să aud. Și începe fetița și vorbește și o ascultă judecătorul aproape o oră. Și zice, fetița asta nu minte. Și după asta se ridică unul dintre polițiști și spune, da, noi am depus mărturie mincinoasă, fetița spune adevărul. Și judecătorul spune, măi, voi sunteți puși să apărați dreptatea și de partea nedreptății. Și toate s-au întors. Și au zis, ăsta e cuvântul ce mi-a spus Dumnezeu că va interveni. Mărit să fie Domnul. Amin. Dumnezeu ne rasă uneori până la limita limitelor. Dar ajunge la vreme și poate să ne scape din orice situație și să ne vină în ajutor, mărit să fie Domnul. Amin. Așadar, frați și surori, nu vă temeți. Dumnezeul nostru se pricepe la toate, e stăpân peste toți, ne poate scoate din orice problemă. A scăpat de la bani și află că vine Esau. Ăsta e și mai pornit. Primul numai pe scandal, al doilea cu gând de crimă. Și Dumnezeu așa schimbă lucrurile, se despart cu bine și familia a continuat. Au mai fost ele probleme pe parcurs, eu mai făcut lui Iacov copiii probleme, cum poate ne mai fac și nouă și vouă. Dar în final Dumnezeu l-a izbăvit din toate. Rețineți așadar aceste 5 aspecte. La căsătorie, la copii, în probleme pământești, în deplasări, tot ce mai avem noi nevoie, în situații de criză. Și acum, în final, vreau să spun doar ceva ce cred eu că este esența. Vorbeam despre implicarea lui Dumnezeu în familiile noastre. Vă rog să rețineți implicarea. Angajamentul de binecuvântare nu pleacă de la noi, pleacă de la Dumnezeu. Nu Adam și Eva, după ce au fost creați, au umblat cu sărămâna după Dumnezeu și spune, n-ai vrea să ne binecuvintezi. Nu. Dumnezeu cum i-a creat, i-a binecuvântat și le-a zis, cele 3 creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul, vi-l dau vouă, stăpâniți. Să știți că Dumnezeu ne iubește, are planuri bune pentru noi și familiile noastre sunt sub grija Lui, din inițiativa Lui. Și pentru că El vrea, știți unde scrie Noul Testament? Zice că El ne-a născut de bună voie a plăcerii Lui. Asta e inima Lui Dumnezeu pentru noi. De aceea să nu ne temem. Îmi povestea un frate, s-a necăjit că Dumnezeu a îngăduit un accident în casa lui și a zis, gata, Doamne, nu mai vreau. Și Dumnezeu a venit așa cu îngăduință, a simțit cum s-a deschis ușa și a zis, vreau să spun ceva, lasă-mă să lucrez eu. Dar, Doamne, așa? Lasă-mă să lucrez. Și în final a zis, Doamne, să mă ierți, că te-ai priceput mai bine ca mine. Da, în toate aceste probleme, Dumnezeu este binevoitor Scrie în Biblie undeva că Dumnezeu e prea bun. Dar dați-mi voie să vă spun și asta fără să vă jignesc, că sunt în aceeași stare cu dumneavoastră. Noi uneori suntem tare nepricepuți. Și am vrea să spunem, Doamne, nu așa! Ba da. Spune ca Marta, dacă erai aici. Dar ce-a fost mai de slavă? O vindecare sau o înviere din morți? Învierea din morți. Trimite Dumnezeu pe Ilie la o văduvă, 1 Împărați 17. Ce-o fi gândit femeia asta? Unde-i Dumnezeul lui Israel? Ultima porție de mâncare. Vine străinul, tu te adu-mi apă. Da. Stai puțin, că apă și împăratul caută, nu-i pe tot din păraiele apă. Că doar știi că ai venit de la părâul Cherit și-o secat apă. Dar ea se duce. Când vede că se duce, îi zice Ilie, adu-mi și mâncare. Și era normal că s-a oprit și a zis, mâncare? Și zice Ilie, așa vorbește Domnul. Băi, știu Dumnezeu câtă mâncare mare femeia asta? A știut. A ajutat-o? A ajutat. Că Dumnezeu ocrotește și pe văduve și pe orfani, dar și unde e și tata în familie, că dacă n-ar fi Dumnezeu, poți să fii tu cine ai fi. Lasă-L pe Dumnezeu, că din inițiativa Lui se implică. Nu putea Iacov să se suie pe scară și să bată la poarta lui Dumnezeu. Nu vrei să mă ajut? Dumnezeu i s-a arătat și i-a zis, vin eu cu tine. Vreți să lăsăm pe Dumnezeu în casele noastre? Amin. El dorește lucrul acesta. Și acum e ceva ce e partea noastră. În Genesa 32 scrie că în momentul acela de criză s-a temut Iacov de Esau care venea. Iată rugăciunea lui, versetul 9. Tu, Doamne, mi-ai zis, întoarce-te în țară. Voi îngriji să-ți meargă bine. Eu sunt prea mic pentru tot ce mi-ai dat. Izbăvește-mă, te rog, că-și mă tem, ca om, nu? Și din nou reia Iacov ideea care am reluat-o și eu acum la sfârșit, versetul 12. Și tu ai zis, eu voi îngriji să-ți meargă bine. Doamne, eu mă bazez pe inițiativa asta a ta, e propunerea ta pentru mine. A fost oferta ta măreață. Și acum de la versetul 24. Iacov însă, după ce și-a aranjat strategic taberele, a rămas singur. Atunci un om s-a luptat cu el până în revărsatul zorilor. Văzând că nu-l poate birui, omul acesta l-a lovit la încheietura coapsei și omul acela a zis, lasă-mă să plec că se revarsă zorurile. Dar Iacov a răspuns, nu te voi lăsa să pleci până nu mă vei binecuvânta. Va să zic că Dumnezeu are inițiativă, vrea să ne ajute în toate, dar e ceva ce ține și de noi. Să ne ținem de El, să rugăm, să intervină în toate problemele noastre. Amin. Adică nu o face Dumnezeu așa, dacă El, din oficiu, dacă tot este interesat și tot ne iubește, noi putem să nu mai zicem nici Tatăl nostru că ne dă Dumnezeu pâine, că doar îi suntem dragi. Nu! Zice în Matei 6, când e vorba de rugăciunea Tatăl nostru, zice, Tatăl vostru știe că aveți trebuință și apoi le spune cum să ceară. Trebuie că știe de ce trebuie să mai cerem. Așa e normal. Dumnezeu vrea să ne dea, dar noi trebuie să cerem și să așteptăm și să ne încredem în ajutorul Lui. Amin. Poate ți-a făcut Domnul o promisiune că vine și vindecă pe cineva în casa ta. Ei, de acum aveți să n-aștepți așa să-l vindece când a găsit de serviciu pe vreun înger să-l trimită cu vreo trusă medicală. De acum până a venit Domnul strigă și Dumnezeu va veni. Scrie despre împăratul Ezechia, Dumnezeu i-a spus, pune-ți casa în îndoială că vei muri. Și noi avem acolo în împărat Cronici o rugăciune scurtă, cu fața întoarsă la perete. Dacă când citim în Isaia 38, scrie că s-a rugat o noapte, că s-a rugat apoi până seara, că s-a rugat iar toată noaptea. A stăruit înaintea Domnului și Dumnezeu a intervenit. Așa cred unii. Domnul ne-a promis Duhul Sfânt, de acum stăm liniștiți. Stăruim și Domnul își va împlini făgăduința. Poate v-a făcut Domnul promisiuni la vreo fată. Domnul te va binecuvânta. Și de acum ea să nu mai vină la adunare, nu? Să aștepte doar să programeze păstorul pe când din nunta. Sau cum vine asta? De acum strigă la Domnul. Doamne, împlinește-ți făgăduința. Și Dumnezeu își va aduce aminte și va lucra. Ai vreo problemă de serviciu, ceva, orice natură, cu copiii. Strigă la Domnul, că Domnul își va proslăvi numele. Și în urmă, când Dumnezeu va lucra, mi-amintesc că ne-am cumpărat în 2001 o mașină, un microbus din Germania, că aveam nevoie, și ne-am rugat, și ne-am rugat. Și apoi, mașina a fost foarte bună, 10 ani am ținut-o, un T4, model lung, și am mers la adunare și un frate îl întreabă pe între băieții noștri: cu cât a cumpărat atâta o mașină? Copiii erau mai mici, nu erau în temă cu prețul. Dar ce a reținut copilul? Și a zis: nu știu, dar e bună și ieftină, că așa ne-am rugat. Da. Te vei bucura că ai participat și tu. Dumnezeu avea în plan să ți le dea, să fie prezent în casa ta. Dar e frumos în fiecare dimineață să-i spui Domnului: Doamne, vino și astăzi. Și la amiază să-i spui: să nu pleci nici după amiază. Și seara să-i spui din nou: rămâi și peste noapte aici cu noi. Amin. Și Dumnezeu să se bucure și să spune: așa am vrut să mă duc la ei, dar am vrut să-i văd că mă invită și ei în fiecare zi. Eu de fapt am vrut să le dau, dar vreau să văd și ei că își conștientizează și văd că de la mine vin și că eu le-am dorit toate acestea. Și nu ne rămâne apoi decât să spunem: Doamne, slăvit să fie numele Tău. Așa ajungem să fie Dumnezeu, Dumnezeul nostru. Cu fiecare etapă, cu fiecare comportament a vieții. Și se va spune că ăsta e Dumnezeul lui Avram, lui Isaac și al lui Iacov. Fie și Dumnezeul nostru. Amin. Un Dumnezeu de toate zilele. Un Dumnezeu care se implică în toate problemele. Pe care îl chemăm și cu care ne lăudăm. Și să spunem neîncetat: binecuvântat să fie în veci. Amin.